Le odată să fie Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Genezei, la capitolul 6. Aș vrea să citim împreună câteva versete, de la versetul 8 până la versetul 18, cuvântul Domnului, Geneza, capitolul 6, spune în felul următor. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn, de gofer, de chiparos. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tembuiești cu smoală, pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum s-o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabie o fereastră, sus, lată de un cot. Ușa s-o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Amin. Vă respect să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. Iubiți frați și surori, în această seară stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și din textul acesta pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, aș vrea să împărtășim câteva gânduri intitulându-le sub titlul acesta, Familia care scapă de mânia lui Dumnezeu. Familia care scapă de mânia lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre două mari judecăți. O judecată care s-a desfășurat și o judecată care are să vină pe pământ. Și vorbește Biblia despre această judecată care a dus-o Dumnezeu prin potop. O judecată pe care Dumnezeu a trebuit să o aducă datorită caracterului sfânt care nu mai putea suporta păcatul și sălnicia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că orice făptură își stricase calea pe pământ, Dumnezeu n-a mai putut să suporte păcatul omului și a ajuns să spună el, Marele Creator, îmi pare rău că l-am făcut pe om pentru că s-a stricat așa de mult. Și mă gândesc la omul acesta, Noe, care a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Și din calculele cele mai conservative ale oamenilor, ale cercetătorilor biblici, se spune că în vremea potopului pe pământ erau cel puțin 4 miliarde de oameni. La durata de viață pe care o aveau oamenii și la felul cum se înmulțeau, era un număr mare, nu erau puțini. Și din tot numărul acesta, o familie, 8 persoane, a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a fost scutită de judecata aceasta. Privirea rapoartele pare o proporție foarte, foarte mică. Și nu pot să citesc textul acesta și să nu-mi imaginez pe bătrânul, pe omul acesta care lucra la un plan pe care îl dase Dumnezeu, care nu făcea sens în ochii oamenilor, probabil că ei nici nu aveau conceptul de ploaie, nu știa ce înseamnă, o corabie o construiești la țărm, unde este apă, nu știu unde era Noe, dacă făcea sens pentru el să construiască corabia aceea acolo, și mă gândesc la batjocura care a primit-o omul acesta din partea celor din jur. Ce faci? S-a ieșit din minți, s-a pierdut mințile. Faci ceva care nici măcar nu știi cum să urnești în loc. Însă omul acesta, cu insistență, a lucrat atâți ani pentru a îndeplini porunca aceasta dată de Dumnezeu, pentru a-și scăpa viața, pentru a face acest chivot, cum spune mai departe, cuvântul lui Dumnezeu, prin care să fie salvată familia lui.
Și nu știu dacă din cei care au fost prezenți la toată lucrarea aceasta și au văzut, a avut cineva interesul sau a fost sensibilizat în inima lui, se pare că nu. Însă spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a dus această catastrofă mondială în care orice munte, spune cuvântul, care este sub fața cerului și a pământului, a fost acoperit de apă. Și îmi imaginez momentele acelea, părinți care aveau copii în brațe, mame care poate aveau sugari, tați care poate aveau băieți, poate cum am și eu, de vârsta lor, oameni de toate felurile, bătrâni, tineri, bărbați, femei, cum au început deodată să se îngrozească văzând mânia lui Dumnezeu și catastrofa aceea pe care o ducea peste întreg pământul și poate ar fi dorit să intre și în corabie și poate ar fi dorit să-și scape viața și n-a mai fost în stare să se întâmple nimic pentru că Dumnezeu a închis ușa corabiei, a închis ușa harului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 29 că Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci. Slavă Lui! Și El, Dumnezeul care se numește Dragoste și îl descrie Noul Testamentul Dumnezeu al Dragostei, tot în Cartea Evreilor spune despre El că este un foc mistuitor. Și Dumnezeul acesta a dus această judecată asupra Pământului și oamenii care n-au intrat în corabie și care și-au închis ușa minții la chemarea lui Dumnezeu n-au mai putut să fie mântuiți. Și Biblia vorbește despre o a doua judecată care o va face Dumnezeu prin foc, în care va nimici pământul acesta pentru că, spune profetul Isaia, pământul acesta se clatină ca un om beat. Păcatul care este pe el îl trage în jos. Păcat în fiecare zi, în toate părțile. Oamenii se zbat în tot felul de greșeli și de păcate și de pofte care cufundă pe oameni în prăpăți și în pierzare. Și pământul acesta așteaptă, așteaptă să fie eliberat din această stare. Și Dumnezeu spune că va duce o clipă și un moment când va fi o judecată. Și Dumnezeu va curăța din nou pământul acesta. Și la judecata aceea vor scăpa oamenii care vor căpăta milă din partea lui Dumnezeu, cum a căpătat Noe milă din partea lui Dumnezeu. Și atunci, pentru că eu cred în toată inima că judecata aceea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Și cred că suntem, și nu greșesc dacă aș spune, ultima, sau cel puțin imediat penultima generație care se va întâlni cu evenimentele acestea globale pe care Dumnezeu ne le arată în Cartea Apocalipsei pentru că semnele se împlinesc. Și au început să se împlinească și vremea este mai scurtă decât ne gândim. Și atunci mă gândesc, uitându-mă la familia mea, ce trebuie să fac eu să capăt milă din partea lui Dumnezeu. Eu doresc să fiu salvat. Doamne, eu doresc să fiu mântuit. Îmi doresc ca nimeni din familia mea să nu se piardă. Doamne, și mă gândesc și vreau să însușesc această dorință pe care o avea omul lui Dumnezeu Moise când trebuia să iasă din Egipt. Și faraonul îi cheamă să facă un compromis și spune: vreți să mergeți să vă închinați? Duceți-vă voi bărbații, aduceți jertfe Domnului, închinați-vă lui Dumnezeu așa cum ați spus, dar familiile voastre, copiii voștri, turmele voastre, ele să rămână în tabără, în Egipt. Și oamenii aceștia spuneau că nu se poate lucrul acesta. Noi trebuie să ne înfățișăm toți înaintea lui Dumnezeu și nici o unghie din ce este din poporul lui Israel nu trebuie să rămână în Egipt. Și eu cred că nici o unghie din ce este din poporul lui Dumnezeu nu trebuie să rămână în lumea aceasta. Însă Dumnezeu ne cheamă astăzi, când se aude glasul Lui, să ne îmbarcăm la bordul acestei corăbii al mântuirii care ne va duce până în Împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă, Iisus! Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Ce trebuie să fac eu și ce trebuie să faci dumneavoastră ca să capăți milă înaintea lui Dumnezeu? Pentru că doar cei care capătă milă vor fi salvați de mânia care stă să vină. Ascultați cuvântul Domnului, spune Noe umbla cu Dumnezeu. Sigur că Amos spune la un moment dat, în capitolul 3, cu versetul 3, pot să meargă doi oameni la drum, dacă nu s-au învoit, pot să se căsătorească doi tineri și să înceapă un drum al căsniciei, dacă nu există o învoială între un băiat și o fată, în care împreună cad de acord și pornesc pe drumul acesta al căsniciei, nici de cum.
căsnicia aceea nu poate avea un succes și un viitor. De aceea trebuie să cadă de acord și apoi să înceapă să meargă la drum. Și când citesc în Biblie despre Noe, omului Dumnezeu, că umbla cu Dumnezeu, mă gândesc la un acord care a fost între Dumnezeu și Noe, și între Noe și Dumnezeu, în care omul acesta, împreună cu Creatorul, au căzut de acord că ei trebuie să umble împreună. Și ceea ce putem să spunem în termeni nou testamentale ar fi și am putea înțelege omul care umblă cu Dumnezeu, e omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu și a avut parte de harul cercetării și apoi umblă cu Dumnezeu. Și cine vrea să capete milă și să fie salvat de mânia care stă să vină, în primul rând trebuie să fie omul care umblă cu Dumnezeu. Și cred că dacă în seara aceasta, cum spuneau frații, și ori de câte ori, ne adunăm înaintea lui Dumnezeu, toate acestea sunt unde de har pe care Dumnezeu le transmite omului, în care îi cere și îi sensibilizează inima și spune, omule, vreau să fii cu mine. Vreau să te mântuiesc. Și ne confruntă cu acest cuvânt care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea omului și are putere de a schimba inima omului și a-l face să înțelege ca el să intre în harul mântuirii. Și Noe umbla cu Dumnezeu. Mă gândesc la omul lui Dumnezeu Avram. În Geneza capitolul 17, Dumnezeu îi se descoperă lui Avram și spune în felul următor, Avrame, umblă înaintea mea. Și drept urmare, dacă umbli înaintea mea, fac cu tine un legământ. Îți voi mulți sămânța nespus de mult, ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării, așa va fi sămânța ta înaintea mea. Umblă înaintea mea. Și mă uit la omul lui Dumnezeu Noe, care îi spune Dumnezeu să umble și omul acesta umbla cu Dumnezeu și spune versetul 18, dar cu tine fac un legământ. Îți salvez viața, îți salvez familia, îți scap viața și îți dau un viitor și o nădejde. Și aceasta este ceea ce spune prorocul Ieremia în capitolul 29:11. Căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi, zice Domnul Dumnezeu. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cu tine fac un legământ. Cu omul care umblă cu Dumnezeu și s-a întâlnit cu Dumnezeu, cu omul acela Dumnezeu face un legământ. Și când vine judecata lui Dumnezeu, noi nu trebuie să ne temem. Judecata aceasta va fi atât de aspră și va fi atât de mare, încât cei nelegiți nu vor putea să se ascundă. Vor vrea să se ascundă și vor zice munților, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia lui Dumnezeu și de mânia mielului, căci iată a venit judecata lui Dumnezeu. Și vor vrea oamenii aceștia să se ascundă. Dar cei care au făcut un legământ cu Dumnezeu și care au intrat în harul mântuirii și umblă cu Dumnezeu, capătă făgăduințe din partea lui Dumnezeu. Intră în odăița ta până va trece mânia. Dumnezeu știe să apere pe ai Săi. Dumnezeu știe să-i ocrotească. Și când se nimicește, dacă vreți, chiar pământul acesta, prin tot felul de cataclisme și de lucruri, fenomene naturale, Dumnezeu chiar și atunci știe să-și întindă bunătatea și legământul Lui peste copiii Lui și să-i păzească. Ei umblă cu Dumnezeu. Și spun din toată inima Dumnezeu să ne dea harul acesta. Ca într-adevăr în fiecare zi să umblăm cu Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne! În al doilea rând, de ce a căpătat Noe milă înaintea lui Dumnezeu? Pe lângă faptul că el umbla cu Dumnezeu. Spune aici cuvântul Domnului, Noe era un om neprihănit și fără pată și apare un detaliu foarte important între cei din vremea lui. Noe era un om neprihănit și fără pată. Noe a căpătat milă din partea lui Dumnezeu pentru că trăia și a înțeles că viața de umblare împreună cu Dumnezeu este o viață care se trăiește în neprihănire. O viață care se trăiește fără pată. Și lucrul acesta este un lucru atât de extraordinar. Am întâlnit oameni și tineri care au spus în felul următor. Aș vrea să fiu pocăit, dar nu pot. Pentru că contextul zilelor în care trăim nu-mi dă voie. Pe vremea voastră, când erați voi mai tineri, nu aveați acces la internet. Nu puteați să faceți
păcatele pe care le facem noi, pentru că nu aveți cum să le înfăptuiți. Că dacă ați fi avut șansa, le-ați făcut și voi. Însă vreau să vă spun aici detaliul ăsta foarte interesant. Noi era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Vă reamintesc că vremea lui Noe a fost apogeul stricăciunii omenești. Pentru că Dumnezeu a hotărât în momentul acela să-i distrugă. Și-a umplut cupa nelegiuirii și Dumnezeu avea să rostească judecata. Și între cei din vremea lui, Noe umbla fără pată și fără prihană și era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și acum să ne uităm puțin la viața noastră, care trăim într-o societate atât de depravată. Unde tinerii nu mai știu ce înseamnă puritate, nu mai știu ce înseamnă castitate, nu mai știu ce înseamnă să-ți păstrezi cinstea până în momentul intrării în legământul de familie, nu mai știu ce înseamnă respectul față de părinți, nu mai știu ce înseamnă respectul față de oameni, la școală, în societate, să dai o bună ziua, să arăți respect celor care este mai în vârstă ca tine. De mult, acestea sunt non-valori în societatea aceasta care o trăim. Și oamenii sunt tentați să spună, cum pot să fiu eu curat înaintea lui Dumnezeu și neprihănit, când uite în jurul meu doar stricăciune. Când poate sunt singurul la școală în clasa mea care sunt copilul lui Dumnezeu. Când poate sunt singura persoană la lucru care mai se gândește la Dumnezeu și cei mai mulți poate sunt atei și sunt împotriva lui Dumnezeu. Exemplul Noe ne stă înaintea noastră ca un exemplu demn de urmat, ca unul care a fost fără prihană între cei din vremea lui. Știți că aceasta este o condiție pentru întâlnirea noastră cu Dumnezeu? Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa Domnului și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cu cel păcătos? Dacă cel neprihănit scapă cu greu. În cartea 2 Petru spune la un moment dat despre noi care așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos, ne cere cuvântul să ne silim ca acea zi, ca acea venire a Domnului să ne găsească fără prihană, fără vină și în pace. Adică condiția aceasta pe care o îndeplinea Noe, a fi fără prihană înaintea lui Dumnezeu, a fi sfânt, a fi despărțit de păcat și de tot ce era pofta lumea acestea, Dumnezeu o cere și o așează pe umerii mei și îmi cere să fiu la fel ca Noe, despărțit de păcat, așteptând venirea zilei lui Dumnezeu. Amin. Și în toată inima Dumnezeu să ne sfințească. Amin. Tare mi se pare în ultimă vreme, frați și surori, că semănăm foarte mult cu popoarele de afară. Doamne, și nu mai există o deosebire între noi și cei de afară și drept urmare ne pierdem mărturia între oameni. Pentru că mă gândesc în cartea Esterei, vine pârâșul Haman și spune împăratului că în toate ținuturile împărăției sale este un popor deosebit. Un popor care are legi deosebite, un popor care se închină deosebit și nu este în folosul împăratului să-l lase cu viață, ci mai bine să-l nimicească. Și el însuși va plăti prețul nimicirii acesteia. Și omul acesta, vrăjmașul acesta, Haman, a văzut în poporul evreu un popor deosebit. Eu mă întreb acum, în ziua de astăzi, uitându-se oamenii de afară la noi, aceia care ne numim penticostali, care am sărbătorit 100 de ani de istorie în țara noastră scumpă românească, unde am fost și unde am ajuns. Și care este mărturia noastră înaintea oamenilor? Pentru că dacă înainte oamenii știau clar și era o linie de demarcație foarte clară, asta e păcat, ăsta nu e păcat. Asta avem voie să facem, asta nu avem voie să facem. Am ajuns să trăim niște zile ale confuziei în care într-o zonă gri nimica nu se mai poate defini sigur. Totul este relativ. În ziua de astăzi, adevărul este relativ. E cum vrei, cum îl pui să stea în picioare. Ideea despre păcat este relativă, depinde cum înțelegi. Dumnezeu este relativ. Poate să fie o idee, cum spun unii din predicatori, Dumnezeu este o idee. Toate lucrurile pot să fie relative. Și aceasta este situația zilelor în care trăim noi. Și în zilele acestea, Dumnezeu are un popor care trebuie să fie fără prihană, curat și sfânt. Și spune Biblia în cartea Efesenilor că Dumnezeu, Domnul Iisus s-a dat pentru noi ca să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu o biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de genul acesta, ci sfântă și fără prihană. Slavă Lui Iisus!
Frați și surori, termenii aceștia, sfințire și neprihănire, sunt doi termeni care se complementează. Sfințirea este întruchiparea lui Dumnezeu și neprihănirea este aplicarea sfințirii în viața noastră. Este sfințirea trăită de noi, se numește neprihănire. Și aceasta o cere Dumnezeu de la noi, pentru că noi, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, noi trebuie să limităm pe Dumnezeu în sfințenia Lui, trăind o viață neprihănită. Și zic din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și familiile care trăiesc cum ar trăi noi, fără prihan și fără pată, între cei din vremea lor. Dumnezeu, spune Biblia prin gura Apostolului Pavel, a așezat anumite vremi și hotare și cere de la oameni ca să se silească să-L caute pe Dumnezeu pâșbind, măcar că nu este departe de ei. Acela care așează vremile și hotarele ne-a așezat și pe noi să trăim în vremea aceasta. Și între cei din vremea noastră, în care păcatul este la fel ca în zilele lui Noe, Dumnezeu ne cheamă să fim fără prihană și cei care sunt fără prihană capătă har din partea lui Dumnezeu și sunt salvați de mânia viitoare. Mai departe, ce a făcut Noe, foarte deosebit, care l-a înduplecat pe Dumnezeu să capete milă în ochii lui Dumnezeu? Noe, cumva, nu știu cum, e un lucru care mă înspăimântă când mă gândesc la viitor, dacă Dumnezeu mai ține viitorul acesta, pentru că nu știu ce voi face eu ca tată în familia mea și cum voi reuși să transmit credința copiilor mei. Și mă rog la Bunul Dumnezeu, doar El prin Harul Lui să mă ajute să fac lucrul acesta. Amin. Dar Noe a reușit să transmită o credință adevărată generației următoare. Și drept dovadă Dumnezeu îi spune, Noe, tu și fiii tăi intrați în corabie și veți fi mântuiți pentru că voi veți fi aceia prin care îmi voi păstra credința. Voi veți fi aceia prin care voi începe o nouă lucrare pe pământ. Omul acesta, bărbatul acesta, a reușit într-o lume atât de stricată, nu știu ce să facă, dar să-și țină băieții lui aproape de el și nu numai atât, să-i ajute în domeniul căsniciei să intre într-o căsătorie binecuvântată și fetele acestea să capete și ele har din partea lui Dumnezeu și totodată și ele să fie salvate. Omul acesta a reușit să transmită credința fiilor lui pe mai departe. Astăzi este o vreme atât de dificilă în care oamenii nu știu ce să mai facă adesea și se gândesc, Doamne, ce aș putea să fac să mântuiesc casa, să mântuiesc familia și să învăț și eu copiii salvați. Și nu știu ce înseamnă aceea specific pentru viața ta și familiei tale. Poate să fie un lucru diferit față de acela care Dumnezeu îmi cere mie. Poate eu sunt deficitar la un lucru, dumneavoastră poate ești deficitar la alt lucru. Dar oricum ce e important e ca bărbații să stea înaintea lui Dumnezeu și să capete lumină din partea lui Dumnezeu și înțelepciune să știe să transmită credința mai departe, credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Amin. Și Noe a reușit să facă lucrul acesta și drept urmare a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Ce a mai făcut Noe ca să capete milă și har înaintea lui Dumnezeu? Spune cuvântul Domnului aici să faci o corabie din lemn de gofer, de gofer, de chiparos, să urmărești detaliile în lungime, lățime și înălțime, Noe, frați și surori, a primit soluția lui Dumnezeu pentru el și pentru casa lui. Dacă Dumnezeu doar îi spunea lui Noe descoperirea planului său, voi nimici pământul și lăsa pe Noe să-și bată capul, să-și salveze viața, nu cred că Noe putea să debiteze un plan cu mintea lui omenească în care să se gândească el să construiască o corabie și să-și salveze viața. Dar Dumnezeu, care este credincios, îi face descoperirea planului său, îi spune ce are să se întâmple și apoi vine cu o soluție la Noe. Noe, fă-ți o corabie. Intră în corabia aceasta, fă-o după detaliile care îți spun eu. Unge-o cu smoală, și pe dinăuntru, și pe din afară. Să nu intre nimic din apa care va fi afară, înăuntru, și să te înece pe tine și animale. Și dacă faci așa, vei fi salvat. Și Noe primește soluția din partea lui Dumnezeu. Și eu spun așa, ajung oamenii în depresii, ajung oamenii în stări grele și aleargă într-o parte și alta și caută soluții. Aleargă la oameni, aleargă la doctori și ar vrea să fie ajutați de oameni. Și oamenii sunt neputincioși și nu pot să ajute. Însă, omul
care este omul lui Dumnezeu, acceptă soluția lui Dumnezeu. Și spunea David, eu voi alerga mai bine la Domnul, căci El este scutul meu. În El mă încred. Noe a acceptat soluția lui Dumnezeu ca să salveze viața și familia. Și soluția aceasta a lui Dumnezeu pentru noi, pentru casele noastre, pentru familiile noastre, este să facem parte din această corabie care ne va mântui. Și corabia aceasta, aș îndrăzni să spun că este totalitatea poporului lui Dumnezeu, care împreună merg spre împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu îi duce într-acolo. Prin mecanismul acesta, dacă aș putea să spun, care se numește biserică, taina aceasta ascunsă de Dumnezeu, dar descoperită la sfârșit, la sfârșitul veacurilor oamenilor. Biserica, care este unirea aceasta între Hristos și mireasa Lui de pe pământ. Și aceasta este soluția lui Dumnezeu. Și oamenii nu pot să se mântuiască în afara bisericii lui Dumnezeu. Băgați bine de seamă, nu spun în afara cultului pentecostal. Nu spun în afara cultului baptist, adventist sau creștin după Evanghelie. Eu spun, oamenii nu pot să se mântuiască în afara poporului și bisericii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a trasat legi, a trasat porunci și după ele și după standardul acesta, oamenii pot să fie mântuiți. Acceptă soluția lui Dumnezeu ca să fii mântuit. Trebuie să acceptăm asta ca să fim mântuiți. Și mă rog în această seară ca Bunul Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Amin. Poate în seara aceasta vom pleca din locul acesta, ne vom continua viața, ne vom relua activitățile și fiecare își va vedea de drumul lui. Dar doresc din toată inima ca acest cuvânt al lui Dumnezeu care este viu și lucrător, ca o sămânță aruncată pe ogor, aruncată și în inimile noastre în seara aceasta, în fiecare zi, să ne țină treji înaintea lui Dumnezeu și în primul rând să conștientizăm pământul cu tot ce este pe el va arde. Dumnezeu va duce o zi a judecății. Dumnezeu va duce o zi a finalului și totul se îndreaptă într-acolo. Fie că îi place cuiva sau fie că nu-i place, pământul acesta se va sfârși. Nu doar că se va sfârși. După cum omului este dat să moară odată și apoi vine judecata, omul când trece din viață și închide ochii, va veni vremea când va sta înaintea lui Dumnezeu. Și eu va trebui să stau înaintea lui Dumnezeu și să dau socoteală pentru faptele care le-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Dar nu numai eu. Și tu care ești în seara asta, și tu, și tu, și oricare în seara aceasta, în locul acesta, va veni un moment când va sta înaintea lui Dumnezeu. Doamne, și în vremea aceea nu se va mai putea face derogări, nu se vor mai putea face amânări, nu se vor putea cere avocați, cum spunea versul de poezie, și acolo, mai spunea poetul în altă poezie, nu mai merge cu ciubuc. Se intervii prin câte speculații, să aranjezi cu pile, cu relații, că Dumnezeu de multă vreme tace. Dar va veni vremea când Dumnezeu va chema omul la judecată. Și când vine moartea, frate și surori, să ne ia din viața aceasta, din trupul acesta, tot poetul spune, nu ține seama de grade, de putere, de sărăcia ta sau de a mea. Când solul morții vine cu mandatul, se duce și săracul și bogatul. Toți plecăm. Și când plecăm din lumea aceasta, nimic din ce am agonisit nu vom putea duce înaintea lui Dumnezeu. Pentru că spunea Iov, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în țărâna pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Dar știți că ceea ce a făcut omul pentru Dumnezeu poate transfera în cer? Îi spune tânărului bogat, du-te de vinde tot ce ai, dă săracilor și apoi vei avea o comoară în cer. Oamenii pot să-și pună banii la o bancă pe pământ sau pot să aleagă să investească într-o investiție eternă și veșnică și aceea nu dă greș, că aceea este o investiție cu Dumnezeu. Ce agonisim pe pământul ăsta, nu luăm cu noi. Despre Alexandru Macedon se scrie că atunci când a ajuns pe margini de mormânt, el a lăsat la sfetici un cuvânt și a vorbit cu multă înțelepciune. Atunci când mă răspune în sicriu, mâinile goale să rămân afară, ca tot cortegiul ce mă înconjoară să vadă renumitul împărat, că deși toată lumea a câștigat din ea, nicio făptură nu a luat. Cu pumnii goi, în groapă mă coboară. Și cu pumnii aceștia,
care sunt plini de trudă și de durere pentru a agonisi lucrurile în lumea aceștia, într-o bună zi, dacă nu va veni Dumnezeu să ne răpească, vom fi coborâți în țărâna pământului. Și nimic, nici casă, nici mașină, nici avere, nici conturi, nimic din ce am adunat pe pământul acesta nu vom lua în cer. Dar ceea ce am făcut pentru Dumnezeu, îmi spune cântarea, va rămâne și va dăinui. Și o doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să ne sensibilizeze în fiecare zi. Și să ne trăim viața în fiecare dimineață, gândindu-ne în felul următor. Suntem călători, suntem trecători și mai avem puțin de mers. Și curând se va sfârși. Poate azi e ultima zi. Poate mâine e ultima zi. Poate la noapte e ultima zi. Cum voi sta înaintea lui Dumnezeu? Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. De-a Bunul Dumnezeu să capăt milă și eu și familia mea. De-a Bunul Dumnezeu să căpătați milă dumneavoastră și familia dumneavoastră și să căpătăm mântuire din partea lui Dumnezeu. Amin. Amin.